Fenomene spectaculoase în largul coastei Amalfi. Trombele de apă, așa cum sunt denumite științific, nu au cauzat pagube notabile, dar au devenit obiectul unor imagini impresionante care au devenit virale pe internet. Fenomenul spectaculos format în largul coastei Amalfi din Italia i-a luat prin surprindere pe locuitorii orașelor din zonă. Viteza mare cu care se îndreptau spre porturi i-a alarmat inițial pe localnici. Din fericire, însă, tornadele de apă nu au provocat pagube, ci au oferit doar un spectacol al naturii care a putut fi admirat din Salerno și Ravelo. Vârtejul de vânt dezvoltat în zona orașului Salerno a stârnit curiozitatea, dar și panica oamenilor care în trecut au fost afectați de astfel de evenimente. Meteorologii au calmat rapid situația și au spus că fenomenele nu au provocat pagube semnificative. În trecut, astfel de fenomene naturale au provocat îngrijorarea și o panică generală, mai ales în anul 2018, atunci când portul comercial din Salerno a căzut victimă naturii dezlănțuite.